Spitalul Județean de Urgență Călăraș și Dr. Pompei Samarian a primit o nouă donație semnificativă anul acesta. Claudiu Iliuță, fiul cel mare al președintelui Consiliului Județean Vasile Iliuță, a făcut o donație semnificativă pentru unitatea medicală. 35 de paturi automatizate au intrat în cursul zilei de miercuri, 6 noiembrie, în dotarea Spitalului Județean de Urgență Călăraș. 35 de saltele, 35 de notiere. Să îmbunătățim activitatea spitalului. Sunt paturi de ultimă generație, paturi cu 4 motoare, foarte confortabile, de ceea ce duceam lipsă pentru creșterea siguranței și calității actului medical pentru pacienți. Pe ce secții? Faptele bune continuă de la Consiliul Județean către subordonatele pe care le avem în subordine. Spitalul Județean e un prestator de servicii pentru populație, oferiți prestări de servicii pentru cetățenii județului Călăraș și ne bucurăm că din ce în ce mai bine activitatea s-a îmbunătățit. Încercăm și noi să o îmbunătățim dotând cu tot ce înseamnă aparatură medicală și dotare a spitalului. Sunteți norocoși, suntem un monitor oficial, aveți aripă nouă, 98 de milioane de ron, urmează să o construim în 36 de luni. Deci Compania Națională de Investiții va scoate aripa nouă la licitație, nu numai aripa construcției, și cu dotarea specifică. Și dotarea va continua, nu? Va continua. De exemplu, da. Secția medicală ar avea nevoie de 5 monitoare. Dacă sunt pe lista de investiții... Da, urmează anul viitor, monitoarele sunt o investiție destul de mică. Cu mult drag și dați-ne siguranța că împreună suntem o echipă și putem să facem lucruri minunate pentru cetățenii de aici. Sigur. Cu mult drag. Mulțumim. Și noi. Și aici apatent că se lucrează spațiul comercial care va fi dedicat cadrelor medicale și pacienților. Și acum mergem către una dintre urcăm pe scări, da? Aceste scări tot cu ajutorul Consiliului Județean vor fi reabilitate. Deja s-au început lucrările în fostul bloc operator. După ce se finalizează lucrările de modernizare cu redestinare a acestuia, se va începe modernizarea și reabilitarea imediat colegii noștri. Secția de ortopedie, o dar am mare necesitate, deoarece au venit cu suporturi. Pacienții necesitau așa ceva. Bună ziua! Aici suntem domnul doctor. Numai puțin, ne scuzați. Ca să intrăm echipați. Avem o vizită, domnul doctor, avem o vizită familia domnului Iliuță, domn președinte al Consiliului Județean Călăraș. Să le mulțumim că au venit în vizită la Spitalul Județean de Urgență. Bună ziua, domnilor, vrem să facem fapte bune. Da. Acum firma, orice firmă care activează, are și o parte de sponsorizare. Da. Și anul acesta am luat ca obiectiv familia Iliuță să sponsorizeze Spitalul Județean de Urgență Călăraș Pompei Samarian cu 35 de paturi, paturi care sunt speciale, cu motoare care se pot pune în anumite poziții automate. Da, exact. Da, și cred că la dumneavoastră să ne conduceți să ne arătați unde sunt paturile care... Da? Poftiți, vă rog. Haideți. Numai puțin, vă rog, să-mi permiteți ca să vă... Aici este salonul de terapie intensivă coronarie. Da. Cu 6 paturi. Astea fac parte din donație. Da, acestea sunt fac parte din donație, exact. Aici trebuie să vină băiatul, că el e cel care... A făcut plățile pentru... Se pot ridica mai sus? Se pot ridica mai sus? Se pot plimba pacienții? Se pot plimba? Sunt mobile. Sunt mobile și ne ajută la transportul pacientului. Ca să nu mai folosim targa. Deci ne sunt de un real folos, adică pentru pacientului. Am putea să o întrebăm pe doamna dacă se simte confortabil în acest pat? Da? Vă mulțumim. Foarte bine, pentru că celelalte se făcea groaz. Și saltelele sunt mai bune și... Ați dat și pasul cu oameni cu tot? Da.
Vreau să vă precizez faptul că în secțiile în care avem, nu în întreg salonul, și avem câte 2, 3, 4, ceilalți pacienți ne solicită și dumnealor pentru un confort medical cât mai bun, dorim și noi asemenea parte. Și la rândul domnului președinte și discuțiile pe care le-am avut chiar în întâlnirile de lucru cu tot ceea ce înseamnă partea privată din județ, atunci când doresc să vină în întâmpinarea pacienților, astfel veți anunte, din păcate, majoritatea trece în pragul acestui spital spre a ne însănătoși, pot să vină să doneze, ca și persoană fizică sau juridică. Dorim să faceți asemenea acte de calitate și benefice și în anii următori. Vă dorim spor! Mulțumim! Aici, Claudiu, în primul rând, cu toții vrem sau nu vrem, cu toții o să ajungem la spital. Fiecare întreprinzător privat ar trebui să facă câte puțin un gest, să profitul să-l aducem către spital pentru noi și pentru familia noastră. Vă mulțumim! Peste 35.000 de euro cu tot cu noptiere și saltele. Am făcut o analiză în funcție de stadiu și de tot ceea ce înseamnă paturile pe care le avem în fiecare secție. Și acolo unde am considerat împreună cu șefii de secție că este necesară înlocuirea acestora și se dorește o cât mai mare creștere a confortului pacientului, am mers pe neurologie, care este tot pe etajul 1, unde avem cazuri destul de grave aproape zilnic. S-a mers pe ortopedie, unde știm bine că accidentații și toate celelalte proceduri medicale necesită într-adevăr paturi de asemenea calitate. Secția medicală, unde doamna director medical este medic în cadrul secției medicale, și pe chirurgie, bineînțeles, unde într-adevăr pacienții, după ce suferă o intervenție chirurgicală, chiar au nevoie maximă de un confort sporit. Din punct de vedere al ajutorului pe care, cu care ați venit către noi, către spital, aș dori, dacă tot ați venit în vizită și sunteți împreună cu colegii mei de la Consiliul Județean, să ne precizați, în afară de construirea noului corp, care era foarte necesar, pentru că știm foarte bine, aripa FGH este într-o stare de deteriorare destul de avansată. Mulțumim pe această cale din nou dumneavoastră, echipei Consiliului Județean, Companiei Naționale și Guvernului, că au venit în întâmpinarea județului Călăraș, a locuitorilor județului Călăraș, pentru sănătatea acestuia. Și aș vrea să precizez, domnul președinte, că deja se încep lucrările pentru modernizare de emisor Corp C, tot prin Compania Națională de Investiții, datorită echipei Consiliului Județean și a dumneavoastră pe care ați coordonat-o. Trebuie să precizăm că a fost aprobat dotarea ambulatoriului, da, din proiect. 1,5 milioane de euro. Exact. În afară de aceasta, reiterez ideea că suntem în lucru pe modernizare. Fost bloc operator cu destinație diabetologie pe etajul 3, scările de la parter până la etajul 4, unde este ATI-ul și unde toți stăm și așteptăm. Ca atare se reconfigurează, vom avea o imagine demnă de secolul 21, să spunem, prin investițiile pe care le faceți. Și să nu uităm că dacă arată așa spitalul pe afară, avem un proiect depus tot prin echipa pe care o coordonați pentru anvelopare spital. Exact. Da. Și atunci, prin demersurile pe care le faceți dumneavoastră împreună cu echipa Consiliului Județean, sperăm că se va aproba, suntem în evaluare și cu ajutorul bunului Dumnezeu sperăm că se și aprobă, astfel încât să dăm și o față mult mai modernă și pentru confortul termic. Astea sunt proiectele pe care împreună dumneavoastră cu echipa Direcției de Dezvoltare și aici Eduard Grama, directorul Direcției de Dezvoltare, a avut viziune ca orice proiect ieșit în dezbatere publică să putem să-l analizăm și să depunem proiecte ca la ora actuală Călărașul să intre și el într-o normalitate, normalitatea să putem să beneficiem de condiții corecte, umane, în momentul în care dorim să beneficiem de serviciile unui spital de urgență.
sunt normalități, așa le consider, sunt obligații pentru că sunt promisiunile încălare la prioarea mandatului că voi avea grijă de actul medical de sănătate în județul Călăraș. Și nu numai atât, și am promis și Palatul Prefectural că și el va intra, licitația s-a închis pe 4 noiembrie, avem 3 ofertanți care va fi selecția făcută. Aici o să discutăm într-o altă conferință de presă, să prezentăm la final bilanțul ce am făcut noi, Consiliul Județean, pentru spital și pentru alte obiective pe care Consiliul Județean și le-a propus la preluarea mandatului din 2016. Așa este, doamna director, trecerea dumneavoastră în revistă e corectă. Suntem cu promisiunile, cu angajamentele pe care le-am luat lângă cetățenii județului Călăraș, să le ducem la bun sfârșit, să îmbunătățim actul medical și să dotăm spitalul la standardele pe care cu toții le așteaptă și inclusiv eu, că și exact cum a spus și băiatul meu, Claudiu Iuță, și noi suntem beneficiari acestui act medical și nu știm când. Ați promis la preluarea mandatului, pe lângă renovare, dotare a spitalului și atragerea de medici noi. Aici cum mai stați? Sau mai îmbunătățiți lucrurile? Aici, cred că, doamna director medical, am făcut tot ce a fost posibil, unități locative, ce depinde de Consiliul Județean, urmează să le preluăm în decembrie de la ANL, să le pun la dispoziție spitalului pentru a le crea condiții să vină la Călăraș. Cele 12 unități locative nu sunt suficiente, ni s-a aprobat și investiția de pe Nicolae Titulescu, alte 30 de unități locative care urmează să construim blocul în groapa aceea din vecinătatea Liceului Agricol de pe Nicolae Titulescu, acolo alte 30 unități locative vor fi construite tot pentru medici. Vom pune la dispoziție tot ce există la ora actuală de surse pentru a încuraja să putem să completăm organigrama spitalului cu medici noi care să vină către Călăraș.